Autoritățile de la Kiev și separatiștii proruși din estul Ucrainei au convenit luni să procedeze la un nou schimb de prizonieri înainte de sfârșitul anului, una din măsurile de dezascaladare promise după un recent summit de pace la Paris, unde cele două părți au mai convenit la consolidarea încetării focului și la noi retrageri de combatanți din trei zone până la finele lui martie 2020. Acordurile de pace semnate anterior la Minsk în 2015 au permis o diminuare importantă a violențelor, dar reglementarea politică a conflictului a rămas până acum literă moartă. Amintim că Moscova și Kievul au procedat deja în septembrie la un important schimb de prizonieri, primul semnal de destindere în această criză. Războiul purtat din 2014 între armata ucraineană și separatiștii proruși, susținuți potrivit Kievului și occidentalilor de Moscova, s-a soldat cu peste 13.000 de morți și cu aproape 1,5 milioane de persoane care și-au părăsit locuințele.